Pentru a crea acele locuri în care îți dorești mereu să revii datorită unei stări de bine, trebuie să ai un concept logic și armonios de amenajare. De exemplu, dacă ne gândim că ne aflăm într-un salon de frumusețe, tot ce ne înconjoară este configurat altfel decât în domeniul rezidențial, la noi acasă. Atât mobilierul, fiecare scaun, fiecare canapea au un ceva în plus. Și nu numai datorită faptului că sunt supuse unor acțiuni, unui trafic mult mai intens decât acasă, ci și faptului că au un design cu totul și cu totul special. De exemplu, scaunele din zona de hairstyle. Bineînțeles că suportă diverse tipologii, diverse greutăți. Sunt persoane foarte înalte, sunt persoane foarte scunde, sunt persoane mai grase, sunt persoane mai slabe. Scaunele trebuie să fie confortabile pentru oricare din ele. La fel, înălțimea lor este ajustată de hairstylist, astfel încât să ajungă la poziția de dorită. Sunt scaune foarte confortabile, ele sunt poziționate aici atât pentru a face din această zonă un salon, dar în acest spațiu ele se și vând. Din acest motiv am ales să prezint din acest salon de beauty, deoarece aici se vinde și mobilier profesional. Și acesta este subiectul pe care vreau să-l atacăm împreună astăzi, mobilierul profesional, deoarece el ne ajută foarte mult să ne ridicăm standardul afacerii noastre. Indiferent că este vorba de un restaurant, de un bar, de un lunch, de un pub sau de un salon de beauty, este foarte important să se creeze un confort special. Uite, de exemplu, scafa nu mai este nici ce a fost odată. Aici este un pat foarte confortabil, nu doar pentru spălatul părului, ci și pentru un masaj care te face să te relaxezi mai mult decât o făceai înainte. De exemplu, această consolă nu este o consolă obișnuită, are spațiile necesare uscătorului de păr. Noi am golit-o în acest moment, dar de obicei este și un display pentru produsele necesare activității specifice, iar poziția clientului este și mai bine ajutată de această zonă unde poți să sprijini picioarele. Deci mobilierul profesional este întotdeauna diferit de ceea ce putem noi să cumpărăm pentru acasă. Unele saloane investesc foarte mult în amenajare, finisaje, uneori chiar și în artă. Altele sunt preocupate de servicii, altele oferă o atmosferă intimă. În ideea de a înțelege cheile de amenajare a unui spațiu comercial, atacăm două idei: mobilier profesional și spiritul unui spațiu. În cazul de față, avem parterul unei vile împărțit în 5 camere și anexe, holuri și două băi. Femininul din afacere se desprinde imediat din culoarea roz a pereților și a mobilierului principal. Arcade și lumina albă, camere ce comunică, atmosferă contemporană, fără pretenții. Intimitatea este și ea importantă, mai ales în camerele de cosmetică și de întreținere corporală. Aici, registrul de bej, maro și auriu conferă liniștirea spiritului și concentrarea pe relaxare. Paturile de piele albă au multiple funcții, ajută ca tratamentele să fie și plăcute și confortabile. Și totuși, camera cea mai plăcută, datorită excentricei capsule de frumusețe ce reprezintă o nouă tehnologie a spa-ului, este cea pe care o vedeți acum. Capsula este un aparat ce permite efectuarea de terapii combinate: saună, împachetări, băi cu fân, băi în lapte, băi pentru reumatism, băi pentru frumusețare cu diverse combinații de ierburi. Este de folos în afecțiuni reumatice, ale sistemului nervos, în insomnii, stres și dureri de cap. Sigur, cu toți am dorit să avem acasă o asemenea capsulă.
dar ca și celelalte obiecte din salon, ele sunt proiectate pentru a fi folosite cu specialiști într-un cadru profesional.